Domnule primar, felicitări pentru, iată, finalizarea unui nou proiect cu finanțare europeană și un proiect care spunem că va crește confortul și gradul de civilizație în orașul dumneavoastră. Da, așa este. Este o bucurie pentru noi și pentru comunitate. Iată că în câțiva ani de zile, în orașul Ovidiu, pot să spun că întoarcem orașul Ovidiu cu fața spre lac. De fapt, aceasta este realitatea. Dacă acum câțiva ani de zile nu exista niciun proiect pe malul lacului, astăzi avem o zonă de agrement, o zonă de faleză destul de generoasă, în care, cel puțin pe parcursul verii, se vor întâmpla lucruri frumoase. A spus foarte interesant și frumos, întoarcem orașul cu fața spre lac. Da, era Ovidiu orașul de pe malul lacului, dar care nu ieșea deloc la lac. Este o parte a unui proiect mai amplu, nu? Da, este vorba de mai multe proiecte, toate în strânsă legătură, zonă de promenadă, zonă de agrement, zonă cu sit arheologic și castru roman, zona de terasă, dar toate, deși cu funcțiuni diferite la prima strigare, totuși ele, iată că se completează reciproc, armonios și foarte, foarte frumos. O invitație pentru locuitorii din Ovidiu și, de ce nu, și pentru cei care vin din altă parte, nu-i așa? Îi așteptăm în această vară, atât pe locuitorii noștri, dar sigur că așteptăm și vizitatori și turiști. Suntem cât se poate de deschiși, au ce face în orașul Ovidiu, de la zona de lansare bărci, hidrobiciclete, caiace, zona de terasă, plajă cu toate dotările necesare. Pot admira nuferii din grădina de pe malul lacului, pești exotici. Eu spun că sunt suficiente pentru o zi frumoasă de vară pe malul lacului Sudiol. A spus cuvinte frumoase despre acest proiect. Este un proiect de suflet pentru mine, ca și celălalt. S-a realizat foarte frumos, nu a existat niciun fel de probleme în implementare. Pe domnul primar l-am remarcat pentru ideile inedite și îndrăznețe, aș putea spune, pentru că, într-adevăr, în acest parc întâlnim lucruri pe care eu personal le-am mai găsit în alte parcuri din România. Și pentru asta nu pot decât să felicit întreaga echipă și pe domnul primar. E totul minunat. Și, într-adevăr, după părerea mea, în Ovidiu se vede că înflorește. Este o dovadă că, iată, banii europeni pot fi folosiți foarte eficient. Deci, într-adevăr, acesta este un exemplu la Ovidiu a faptului că fondurile europene sunt utilizate foarte bine pentru localnici, în primul rând.